DJ Dobrican a venit la podcast. Adrian Sasu, îți mulțumesc pentru invitație. Bă, m-am întrebat, de unde vine Dobrican? Adică așa te cheamă în buletin, Dobrican? Exact de acolo, din buletin. Așa mă cheamă, așa se scrie numele meu cu K. Serios? Da. Dar numele de familie? Numele de familie. Dobrican. Da, Dobrican, ca și nume, nu e un nume comun, clar, însă există, l-am mai văzut la diferite persoane, în special în Nord. Însă cu capa sunt doar eu și familia mea. În toată România? Da. Dar nu-i nume românesc, nu? Mai ales dacă folosim litera capa. Ba da, eu am o teorie. Taică-mi, nu e o certitudine, dar e singura explicație pe care aș fi găsit-o în toată treaba asta. Taică-mi e din satul mare. Mm-hmm. Și doar de la bunicul meu încoace suntem cu capa în buletin. Și era la un moment dat, încercând să fac ungurii să pare majoritari în zonă, e o chestie de, mă rog, dominație probabil, făceau modificări intenționate în numele oamenilor, în loc de ei puneau un Y să-l facă să pară poate unguresc sau ceva. Și tind să cred că așa am ajuns Dobrican cu capa, gen singura familie din țară. Cât de tare, mi se pare foarte tare. Dar zine și numele, adică prenumele tău, fiindcă toată lumea te știe după Dobrican, da? Alin mă cheamă, Alin Mircea chiar. La Mircea nu o să răspund niciodată. Dacă te strigă cineva Mircea, începe să mi se pare ciudat că mă strigă cineva Alin. Adică totul mi-a zice Dobrican. Da, am ajuns să răspund din a doua. Știi, Alin? De ce nu-ți place Mircea sau care e chestia? Da, n-am zis că nu-mi place, nu mă reprezintă. A, da? Da, nu m-a strigat nimeni niciodată. Nu sunt eu, parcă, știi? E acolo, el există, da? De când faci treaba asta? Să tot fie vreo 16-17 ani. Mamă, 16-17 ani. Tu ai foarte multe remixuri, nu știu câtă lume cunoaște, probabil cei care te urmăresc și te cunosc și o să vreau să te întreb ceva vis-a-vis de treaba asta. Probabil mulți nu știu că ești în spatele a multor remixuri, multe dintre ele care au devenit celebre de-a dreptul, adică în afara faptului că sunt cântate sau au fost cântate unele prin mai toate cluburile, au depășit de mult granițele țării. Da, păi a fost cumva punctul de start pentru mine, remixul la Raul, probabil la asta te referi. Recent am și făcut ceva Ghost Production pentru diferiți DJ și piesele au depășit bariera asta, sunt peste tot în momentul de față în cluburi. Nu apare numele meu pe ele, sunt omul din spate, ca să zic așa. Însă piesa care a reprezentat un start, un punct esențial de start pentru mine a fost remixul la Raul Rusu, care după 8 ani cred că are deja, încă e prezent în toate cluburile. Mm-hmm. Și în care impact, mi se pare ireal cum e. În momentul în care am produs piesa respectivă, învățam să fac muzică, mai exact habar n-aveam ce fac acolo. Atunci învățam. Și mi se pare că am reușit să storc entuziasmul ăla, să pun entuziasmul ăla al începătorului, care descoperă o nouă, că era... Producția cumva e o meserie complet diferită. Absolut. Adică ai nevoie de un set complet diferit de cunoștințe și abilități să produci muzică. Categoric ajută să fii DJ, simțul ritmului și așa, dar ca abilități și cunoștințe e complet diferit. Și atunci învățam să produc muzică, sau cel puțin așa cred eu. Și lucrai singur sau aveai da, o echipă? Singur. Bedroom, și pasta de... Bedroom producer, ca să zic așa. Și partea de mastering și tot ce înseamnă ai făcut tot tu? Masterul l-a făcut Raul atunci. Partea de mix și master probabil era ceva jalnic ce a ieșit de la mine. Și aici m-a ajutat Raul să mai umblăm la compresii, volume și așa mai departe. Însă partea de compoziție și creativitate mi-aparține în totalitate. Tonurile le-ai ales tu singur? Tot. Am avut doar vocea și de acolo a pornit tot. Foarte tare. Și uite, ai scos din prima, adică în momentul în care tu teoretic învățai, ai scos un super remix. Adică... Și până în prezent încă n-am scos ceva să-l depășească. Adică targetul meu acum e să mă autodepășești, să fac ceva care să-mi depășească primul remix, pe care l-am produs când nu știam ce fac, știi? Foarte tare. Da. Ai lucrat în ultima perioadă la ceva remixuri noi? Am petrecut, din păcate, foarte puțin timp în studio în ultima perioadă. Am multe producții din spate nelansate. Chiar o să vreau să aud un feedback de la tine. Îmi bazez pe gustul și pe urechea ta. Probabil urmează să le lansez. N-am făcut mare lucru în direcția asta, dar vor veni o serie de release-uri noi. În ultima perioadă am fost foarte prins cu multe aspecte. Legate de partea asta de DJ-at sau?
evenimente în principiu cam 3 pe săptămână. Am început inclusiv o rezidență la loft și, mă rog, poate vorbim puțin mai târziu despre asta. S-au întâmplat niște serii de cursuri și prins cu multe activități zilnice. Întrebarea care îmi place mie cel mai mult atunci când mă întâlnesc cu un DJ și cu un DJ care e un nume deja, fiindcă, și asta e un lucru foarte bun, România are foarte mulți DJ. Deci există DJ în România, da. Foarte mulți. E, acum, diferențierea dintre ei, sunt stiluri și stiluri de muzică, sunt gusturi și gusturi, dar mai există încă și DJ foarte, foarte buni, care știu să se muleze după preferințele muzicale ale oamenilor și să creeze atmosfera aia pe care toți și-o doresc, dar n-au devenit cunoscuți. Au rămas cumva în umbră. Aici probabil că e și vorba de o șansă, de un noroc, de felul în care știi să te promovezi, etc. Dar e întrebarea asta care mie îmi place. Tu ai un alt job în afară de a fi DJ sau a produce muzică? Deci urmează să fac în scurt timp 33 de ani și până la 31 de ani nu am făcut nimic altceva în afară de DJing. Iar la începutul pandemiei, da, exact după prima vară, am avut sezonul la Kudos și imediat după, era primul an de pandemie, am început un job în televiziune, pe care încă l-am păstrat. În ce televiziune? Antena 1. A, da? Da, da. La emisiune. Uite, vezi ce înseamnă omul care nu se uită la Antena 1. Mă scuzați. Nu mă uit la... Da. Mă rog, nu mă uit la televizor. Crede-mă, niciuna prin televizorul, nici nu știam unde merg. Dar ce emisiune ai acolo? Vrei să intrăm în detalii? Nu, că-s curios, să-ți dai nu seama. Nu vreau să-ți spun. Hai mă, zi. Ce... Chiar nu vreau să-ți spun. Da? Nu? Am un job în televizor. Tot pe partea de sunet. Sunt tot în fața unui mixer. Am înțeles. Deci e, rămâne cumva... Omul din spate. Da, omul din spate în anumit context, că în general ești omul din față, fiindcă ești fix tu omul la butoane în club și ești omul care e foarte apropiat de partea de studio ce fac în jobul ăsta, pentru că sunt în fața unui mixer, lucrez cu volume, compresii și așa mai departe. Deci e... Complementar. Da, da, da. Hai să ne legăm de lucrurile care ne interesează cel mai mult și anume partea asta de clubbing. Partea în care tu urci la acel pupitru, felul în care îți creezi seturile, felul în care decizi care ar trebui să fie piesele, cum se iau acele decizii. Aș vrea niște amănunte de la tine, pentru ca cei care urmăresc acest podcast să înțeleagă un pic din tainele astea ale DJ-atului, fiindcă mi-e greu să cred că... Sau sunt sigur că nu întotdeauna un DJ își face de acasă un playlist cu care se prezintă la club și zice ok, ce avem next în program? Păi, în principiu, cel puțin în cazul meu, ca să nu o pun într-o notă generală, n-a funcționat niciodată treaba asta. De câte ori mi-am făcut un playlist presetat și am zis pun piesa 1, 2, deși nu fac asta, nu funcționează. Că tu îți faci un film de acasă, nu știu, poate dacă ești pe o scenă foarte mare undeva și... Știi ce public vei avea, știi care va fi energia, dar nici așa nu cred că va funcționa. Se întâmplă ca energia de acolo, vibe-ul oamenilor, starea, DJ-ul dinainte poate a pus mai agresiv sau prea jos și atunci trebuie să... Mie îmi place să mă adaptez foarte mult, să pun muzica potrivită la momentul potrivit pentru public și pentru, după cum am zis, pentru momentul potrivit. Și îmi fac playlist-uri sugestive, e foarte important să-ți cunoști muzica. De asta le-am spus și elevilor că am predat și predau în continuare meseria asta. Un DJ are veșnic homework, pentru că tot timpul trebuie să fii la curent cu muzica și trebuie să-ți cunoști foarte bine muzica, pasajele fiecarei piese, când intră vocea, să nu ajungi să faci gafă, să dai voce peste voce, știi? Adică sunt niște detalii tehnice care contează foarte mult. Da, în principiu când merg într-un loc, uite, când am venit pe Alezi, vara trecută, mi-am făcut un playlist sugestiv de 50 de piese. Nu știu, cred că am pus probabil 20 dintre ele și în definitiv am mers și am pus tot ce am simțit și am mers unde, în zona în care m-a direcționat publicul și energia locului. Și de altfel a ieșit foarte bine, fiindcă mi-amintesc seara de anul trecut, a fost un super vibe aici. Mulțumesc, da, și am plecat cu un feedback și o părere foarte bună despre seara de aici. Și anul ăsta ce ai să faci? Că ai să fii și păi trebuie să vorbim, să vedem că e agenda deja aproape plină. Nu, ce ai să faci pe Alezi când vii, că deveni vii sigur, stai liniștit. Nu știu. Clasicul nu știu. Mă adaptez, spontan.
Am un hard cu, chiar am vorbit recent într-un interviu de tema asta, 12.400 de piese erau în momentul respectiv pe hard. Pe care le știi. Adică nu sunt niște piese. Am trecut prin ele categoric, prin toate, la momentul lor. Îți dai seama că acum dacă intru, le am pe ani, așa, dacă intru în 2009, iulie, o să mă uit, mă uit lung ca în calendar, știi, la piese, că nu le știu, dar dacă trec și le ascult odată, mi le aduc aminte, știi. Cât de des se schimbă muzica într-un set al unui DJ? Și aici, când vorbesc despre cât de des, mă refer la, atât din punct de vedere al trecerii timpului peste un hit, să spunem, dar și din punct de vedere al schimbărilor făcute de la o zi la alta. Mi-e greu să cred, un DJ deja de prestanța ta, mi-e greu să cred că programul pe care îl face pe Alezi astăzi, că doar ce vorbim despre vibe-ul care se creează, lumea care e în fața ta, la ce tip de muzică reacționează mai bine și așa mai departe, mi-e greu să-l cred că mâine îl vei face la Loft sau, nu știu, la Nuba sau în altă parte, identic. Nu se va întâmpla asta cu siguranță. Și atunci te întreb, îți repun întrebarea, cât de des se schimbă un set, că până la urmă el la bază are niște piese care sunt deja celebre. Păi, tot timpul sunt niște piese cheie care știi că funcționează și cumva pe le rulezi. E safe zone, ca să zic așa. Știu că pun piesa aia, o să prindă și poți să crezi oricând în moment cu piesa respectivă. Acum procedura de a schimba muzica e în felul următor. Implementez tot timpul niște piese noi, îți păstrez baza cu piesele care funcționează, că alea îți dau, alea sunt condimentele setului, ca să zic așa. Oamenii când pleacă acasă nu o să plece cu tot ideea întregului set. O să zic că a fost mișto, a pus și piesa aia, am auzit vocea aia, am auzit. Cred că de cele mai multe ori nici măcar nu vor reține. Rămân câteva momente esențiale, exact, știi? Exact. Și acolo atunci trebuie să te bazezi pe niște piese puternice pe care poate le-ai testat și au funcționat în situații diferite. Iar restul de piese, în general, prin implementez muzică nouă. Astăzi pun două piese, trei noi, pe care le-am ascultat, mi-au plăcut și cred eu că ar funcționa. Și le testez și văd cum merg. Dacă au funcționat, încep să le implementez în nou playlist. Și încep să devină niște piese curente în playlistul meu, pe care le rulez mai des. Ți s-a întâmplat să asculți o piesă ocazional, întâmplător, să spunem, chiar să fii în drum spre, nu știu, o seară de clubbing, și în drumul tău așa să auzi o piesă, habar n-am cum, întâmplător, pe un cloud, pe un post de radio, de ce nu, sau habar n-am cum, și să zici, ia stai că încerc eu piesa asta în seara respectivă, da, și înțeles. Senzația care ai avut-o la momentul în care ai luat o astfel de decizie să nu se potrivească cu realitatea din club. Bineînțeles, bineînțeles. În primul rând, toți avem un Shazam până la urmă. Și mie îmi place să-mi fac versiunile mele uneori de piese. În sensul în care dacă am găsit, să zicem, o melodie care poate e un pic fumată, dar are ceva catchy, aș vrea să pun vocea, dar instrumentalul e un pic cam vechi și nu se potrivește, știi? Atunci iau acapela și îmi fac eu versiunea mea. De asta cer, în general, cer trei playere. În programul tău, cam cât la sută, procentual vorbind, din piesele pe care le pui, sunt versiunea ta? Când zic versiunea mea, nu mă refer neapărat la piesele produse în studio, cât făcute live. Adică pun acapela peste un instrumental și iese un remix practic live în momentul ăla. Pe care poate nu o să-l mai fac niciodată a doua oară. Rămâne doar pus atunci cum am simțit eu că se potrivește de cuvință. Exact, de asta te-am și întrebat. Cât de des, procentual, te folosești de treaba asta? Nu știu să zic un procent anume, dar destul de des. Adică în fiecare set găsesc câteva momente de genul ăsta. Uh-huh. Ce îți place cel mai mult când vorbim de a pune muzică, de a mixa muzica? Mă gândesc că fiecare DJ, acum mă gândesc, știi, mie mi-e cumva greu să pun întrebările astea, fiindcă sunt trecut prin ele, știi? Știu, da. Da, tocmai vorbești de aia încerc să... unui cunoscător. Da, de aia le și scot cumva, știi? Care sunt momentele la care îți plac cel mai mult? E un anumit tip de mixing care îți place foarte mult, o anumită joacă inclusiv cu efectele, mai ales că tehnologia din ziua de azi ne permite enorm treaba asta. Îmi place foarte mult legat de treaba asta, de partea tehnică și de efecte ce ai. Îmi place foarte mult V10-le, nou mixer de la Pioneer, dacă ai avut ocazia să-l testezi.
sau dacă l-ai avut în... L-am testat. E superb. E foarte bine și intuitiv creat. Se vede că au pus în el toată experiența acumulată de până acum. Sună foarte bine, e solid creat și, după cum am zis, foarte intuitiv făcut. Deci, cu un V10... Te simți bine de la început până la finalul setului? Am început să-l cer acum. Bine, nu e foarte, sunt puțin în România care îl au și unde am posibilitatea îl cer tot timpul. De câte ori ți s-a întâmplat în viața de zi cu zi să te recunoască lumea pe stradă? Mamă, e Dobrican, îl știu. Am fost în club aseară sau habar n-am. Am pățit... Bun, am pățit recent, am fost în Iași săptămâna trecută și... Cu o zi înainte, vineri am fost în Iași, cu o zi înainte fusesem invitat la Kiss FM, când de altfel am vorbit. Cred că ți-am transmis ceva atunci la Kiss exact. FM. Exact, indirect am vorbit. Ei au livrat un mesaj de-al tău și ți-am răspuns atunci în live. Și a doua zi am ajuns în Iași și driverul de Uber, care m-a luat de la aeroport, m-a recunoscut și a zis că, mă rog, i-a plăcut setul, ce facem acolo. A și venit la petrecere ulterior. L-am pus pe listă și l-am văzut la party. Foarte tare. Da, și am mai avut incident, recent un incident și zic incident pentru că este incident. M-a oprit poliția și m-a recunoscut încercând, nu știu, aveam peste, într-o zonă în care era limită 50, aveam peste 100. Și primul polițist care a venit la mine încercam, eram zic, băi, am nevoie de permis, deci nu pot să mă lași fără permis. Și vine din spate colegul lui și se uită așa din... Dar tu nu pui muzică? Dai seama că în momentul ăla a fost, zic, pa, da, mai am o șansă, mai am o șansă, zic, eu sunt, da, salut. Tu ești ăla care a pus muzica aia. M-a întrebat cum o cheamă prima dată și am zis, eu sunt Dobrican Alin, mă cheamă, Dobrican. Și ne-am dat seama că avem niște prieteni comuni. Scuze-mă, dar îți dai seama cum era. Cum ai zis, Dobrican? Da. Nu te știi. Nu ești Pascal Junior. Te-am confundat cu... Nu ești tu Eftimie sau Optic? Nu ești tu Eftimie, ok. Dar asemenea, aduci, să știi. Aduci, da, luați-i permis. Nicio problemă. Da, și au trecut cu vederea, știi? Am scăpat cu amendă de 400 de lei. Good. Cinstit după aia. Good. Da, bine, asta le ții minte, te ajută. Există un... Sau cel puțin exista un... mit care e mai mit sau nu e mai mit, adică în sensul real sau mai puțin real, nu știu exact, vă explic, pe vremea în care și eu puneam muzică, cumva DJ-ul era un soi de punctul de atracție, era un fel de VIP-ul serii, ca atunci când te duci la un concert și îți cântă, nu știu, habar n-am, Smiley. Așa era considerat DJ-ul. Nu știu dacă a mai rămas chestia asta. Este și s-a dezvoltat și se dezvoltă și mai mult. Mi se pare că acaparează toată industria. Bine, asta fără doar și poate. Începe să acapareze, adică e mult mai practic și pentru un organizator, tu ca organizator de evenimente, să aduci o trupă, e clar, implică mult mai mult deranj cu ghinimele de rigoare, pentru că o să-ți vină o întreagă echipă, probabil de 10 oameni. Cu instrumentiști, soliști, manager, bla bla, și setup-ul, vorbim de setup-ul complet, și riderul tehnic, și cazările, și transportul, și tot e un pic mai dificil decât să aduci un DJ, nu? Aia scap mai ușor. Da, mai ușor. Da, da, degeaba, nu, că nu e o chestiune doar că scap mai ușor, sau poate costurile sunt, mă rog, da și nu mai mici, că aici e o discuție, sunt o grămadă de DJ care sunt mai scump decât... foarte mulți artiști, să spunem, dar nu la asta mă refer, ci mă refer la felul în care sunt percepuți de către public. Da, clar, omul de pe scenă tot timpul va fi idolatrizat. Te-ai simțit în postura asta? Cred că toți DJ-au avut momentele lor de numărul 1 în care te simți nemuritor, știi, și ești efectiv Dumnezeu pentru un moment. E adevărat că meseria asta merge cumva mână-mână și cu consumul de alcool? Eu nu știu așa ceva. Nu, serios te întreb. Absolut, îți dai seama, e un mediu de petrecere. De-aia ești din casă. Bei, te simți bine. Ți s-a întâmplat vreodată să pui muzică și în momentul ăla, nu știu, să fie o seară sau mai multe, care pur și simplu să nu bei nici măcar o bere? Da, bineînțeles, sunt evenimente la care am mers cu mașina, am plecat cu mașina. Nu? E un feeling
și se simte un vibe separat. Personal, vreau să cred că îmi fac treaba la fel de bine, știi, pentru nu că e vorba știi... de... Stai puțin, Dobrican, la nivelul tău și la nivelul celor care fac meseria asta de foarte mulți ani, mai puțin important e, jobul ți-l faci oricum, la fel de bine, și că ai consumat și că n-ai consumat o sticlă de bere. Asta e mai puțin important. Eu mă refer, dacă vibe-ul îl simți diferit, vezi în fața ta niște oameni care se simt foarte bine, dansează, au băut și un pahar de vin, habar n-am, și tu ești așa, știi? Mă, un lucru e clar, adică după câteva pahare ești mult mai dezinhibat și e clar că ai, nu știu, curaj să încerci niște chestii pe care poate nu le-ai face. Să arunci o piesă, să faci un moment sau... Zi-mi cel mai tare moment din care ți se pare ție așa, din activitatea ta de DJ de până acum. O chestie pe care ți-a rămas în minte a fost, nu știu, o anumită seară, un anumit moment, o anumită scenă, un anumit loc. Asta e întrebare dificilă, că am destul de multe și constant sunt. Uite, săptămâna trecută am pus muzică la un festival și a fost foarte mișto. Ce festival? Start Fest, se face pe Victorie, s-a blocat o stradă. Aha, am văzut afișul. Da. A fost o stradă devenit pietonală din zona Cecului. Și festivalul a fost făcut de Cristina, care face Brunch Affair, în colaborare cu fetele care au un magazin vintage, tot fix acolo în zona s-a și ținut. Un magazin vintage hibrid cumva, care seara se transformă într-un mic bar, cu ziua e și cafenea, seara se adună lumea și vin oameni foarte mișto, știi, și beau un drink și se pune o muzică. Și au făcut o treabă excelentă cu festivalul ăsta. Da, eu veneam deja vineri, fusesem în Iași, sâmbătă am pus muzică 14 ore la o petrecere privată. A fost o adevărată plăcere. 14 ore? 14 în continuu ai pus muzică? Yep. Da. Și ți-a ieșit? Absolut, da. De câte ori ai repetat vreo piesă? Sunt sigur că am pus câteva de mai multe ori, dar nu foarte... Adică nu e ca și cum am pus aceleași playlist de două ori. Am suficient, am 12.000 de piese la mine. Ai avut constant. Ce să pui. Am avut de unde să aleg, da. Slavă cerului, puterea e multă. Și amuzant a fost că mă trezesc a doua zi undeva la... Eu trebuia să pun de la 7 la 9 și m-am trezit undeva pe la 4-5, îți dai seama, super obosit în urmă cu somnul maxim. Miercuri pusesem loft, joi KSFM, vineri Iași, adică am fost așa cu somnul pe minus, ca să zic așa. Și ajung acolo, puțin mă gândeam prima dată, zic, hai, ce poate fi? Festival pe Victorie, poate lumea nu e așa multă lume, nu mă așteptam să fie lume, foarte multă, și în categorie nu mă așteptam să fie lumea venită și dedicată pentru muzice, știi? Am crezut că acolo, că erau mai multe scene, momente de artă, cu un bar, cu zic, da, o să fie lejer. Și ajung acolo 2000 de oameni în față și eram, stai că nu e așa. Când ai 2000 de oameni în față, trebuie să ai treabă, da, nu e ceva lejer. Dar ai ieșit foarte bine. Zi-mi care este, nu știu, unde te vezi tu plasat din punct de vedere al stilului de muzică pe care îl promovezi? Ești așa un fel de DJ-ul universal, care se poate adapta cu ușurință oricărei situații, sau în general promovezi un anumit tip de muzică? Am abilitatea asta de a mă adapta și cred că ăsta e un avantaj. Am trecut prin partea asta de rezidență de club în primii ani ai carierei, 5-6 sau ceva de genul, în care am fost rezident de club, am pus muzică open format, adică am... Și asta e perioada, mi s-a părut crucial de importantă și aș recomanda oricărui DJ care începe pe drumul ăsta să-și ia o rezidență într-un loc în care trebuie să se cu ghilimele de rigoare să se compromită. Pentru că asta îți va oferi cea mai importantă lecție. Înveți efectiv să citești publicul, înveți să comunici și înveți să te adaptezi, că până la urmă suntem acolo, bun. Ești un mic rockstar, știi, al serii, dar ești rockstar în măsura în care jobul tău e să faci publicul ăla să distreze, că da, ieși din casă sau corect, să transmiți o emoție. Chiar dacă e vorba de o petrecere de zi în care lumea nu e acolo să urce pe mese, știi, sau trebuie să transmiți totuși emoția prin muzica pe care o pui. Și chestia asta m-a format. Eu la origine am pornit ca fiind fan și în continuare sunt Sven Vat. Și vin dintr-o zonă, preferințele mele tot timpul vor merge cumva într-o direcție mai techno, un techno melodios. Sunt și îl voi idolatriza, ca să zic așa, pe Sven tot timpul. Mi s-a părut un artist desăvârșit și e în continuare. Și a trebuit să trec prin toată perioada asta cumva de compromis, care m-a format și nu regret nicio secundă, dacă ar fi să iau de la zero, aș proceda la fel. Și au fost câteva puncte
cheie care mi-au schimbat cariera. A fost remixul la Raul, prima dată a apărut. Și imediat după ce am scos remixul la Raul, a urmat o rezidență la Kudos, care mi-a dat șansa să merg pe drumul pe care îl visam și cu muzica electronică, să rămân un DJ dedicat în muzicii electronice. Și de atunci am rămas doar pe nișa mea de muzică, dar când zic nișa mea de muzică, mă refer, eu nu o să, tot nu merg la un eveniment și mă apuc să pun techno și fac ce mă taie capul, știi? Că văd ce public am în față, știi? Uh-huh. Atunci am învățat să mă adaptez un pic și gusturile mele s-au adaptat odată cu trecerea anilor și fiind în mediul ăsta. Când ești acasă, asculți aceeași muzică? Sau te duci într-o altă zonă, nu știu, poate chill sau ai alte preferințe? Ascult foarte mult chill în ultima perioadă. Down tempo, chill, nu știu. Eram foarte rigid înainte, eram foarte pe techno și doar pe muzica mea. Acum sunt mai relaxat în privința asta. Mă gândesc așa dacă, na, teoretic din asta trăiești. Adică de aici îți vin, este principala sursă de venit. Da, da, clar, clar. Cât de mult pui accent pe calitatea sunetului? Adică tu acasă ți-ai luat niște super scule pe care să asculți muzică sau pur și simplu nu te interesează? Niște monitoare de studio profesionale, care sunt, aș zice, neapărat super scule, dar sunt clar peste nivelul, sunt aparatură profesională, ca să zic așa, peste un nivel mediu. Am înțeles. Cât câștigă un DJ în România? Păi un DJ poate să câștige și un salariu minim pe economie dacă e rezident undeva și e angajat. Și poate să câștige și, nu știu, 10.000, 20.000, habar n-am, dacă vrei să vorbim în sume. Depinde de tine până la urmă, cum te promovezi și, din păcate, mi se pare că toată piața asta se duce cumva într-o zonă atât de strâns legată de marketing, încât se pierde esența. Okay. Adică DJ-ii sunt plătiți și apreciați în funcție de, în mare parte, de cum sunt văzuți public. Câtă lume aduce numele tău pe afiș? Teoretic e corect. Business-wise, clar e corect. Corect, da? Adică orice club, înainte de a face un line-up, îl alege foarte atent, cunoscându-și clientela sau, dacă ar vrea să atragă un alt tip de clientele, se va duce către DJ-ii care... E exact. Firesc, știi? În felul ăsta îți impui și direcția muzicală și știi exact ce... Bine, noi suntem un pic mai diferiți aici pe Alezi. Ați avut o arie foarte vastă. Da, am avut o arie foarte vastă, dar tuturor le-am zis ce tip de muzică să promoveze. Exact, le-ai dat stick-ul, băi, îți amintești când am venit la... Uite, foarte frumos pui muzică, dar pune și-o de pe stick-ul ăsta. Vezi că le-ai în ordine. Vezi că le-ai pregătit. Ai playlist-ul acolo, se numește Dobrican și le... Două întrebări ți mai adresez și terminăm acest podcast. Una, ce te atrage mai mult? Zona de producție muzicală? Sau rămâi în continuare fanul pusului de muzică în fața unui public? Îmi place super mult să-mi petrec timpul în studio, dar am realizat că nu e punctul meu total foarte. Cred că avantajul și abilitatea mea numărul unu o să fie tot timpul să fiu un pupitru. Okay. Și cred că avantajul ca și trăsătură principală ar fi simțul ritmului și abilitatea de a empatiza cu publicul. Okay. Să citesc imediat energia locului și să merg în direcția respectivă și să preiau de acolo, să-l duc unde vreau. Ultima întrebare. Cum stai la capitolul familie? Vrei să dau un anunț matrimonial? Așa? În halul ăsta stai? Adică... Nu, am glumit. Nu, ok, hai mai bine să luăm altfel. Îi am pe ei mei, pe amândoi sunt sănătoși, părinți, la ei mă refer. Sunt recunoscător universului, ca să zic așa, că sunt în viață și sunt sănătoși. Sunt încă tineri. Și cam asta înseamnă familie pentru mine și ceva prieteni apropiați pe care îi pot considera familie. Când vei ajunge să ai un copil, indiferent dacă o să fie fată sau băiat, îl vei împinge de la spate către industria asta sau... Nu, singurul lucru pe care mi l-aș dori de la mesaj pentru viitorul meu copil e să îi sufru suficientă încredere. Stai, înainte să spui mesajul, stai așa, deci gândește că ăsta e un podcast. Nu, că nu e tocmai un mesaj, era... Nu, nu, fiind, e un podcast care rămâne în online, deci teoretic copilul tău la un moment dat va putea să vadă acest podcast.
Transmite mesajul. Nu e tocmai un mesaj, era vreau să aibă suficientă stimă de sine încât să fie capabil să-și ia pe propria răspundere singur deciziile corecte. Clar, mi se pare normal să îți pui părerea sau să-l îndrum cumva, poate că nu știe, dar decizia îi aparține. Niciodată nu o să impun nimic. Foarte tare, mulțumesc mult, Dobrican, pentru prezența la podcast. Mulțumesc din suflet pentru invitație. Sper că te simți bine. Apropo, ce-ți place cel mai mult pe iahtul ăsta? Bă, arată în primul rând senzațional. Deci, din punctul ăsta de vedere, e senzație, atmosferă bună, totul e cum trebuie. Aia zic. Vă așteptăm pe iaht. Da. Mersi mult de tot. Mulțumesc, Alezi. Mersi, Adrian.